ceea ce mi se pare minunat, că într-o lume care își transformă bisericile în puburi, românii transformă fabricile în biserici. Aici este forța poporului român, forța credinței și iată, este încă un motiv să resimt demnitatea de a fi român la atâția kilometri distanță. E bine că nu ne dezicem și cu cât vom îmbiserici și pământul acesta, cu atâta poporul acesta are toate șansele să dăinuiască cu demnitate, nu în fața lumii, că n-are importanță, ci în fața lui Dumnezeu.